La noapte cerul va fi variabil cu înorări în regiunile vestice, unde izolat va ploua slab. Pe arii restrânse va fi ceață, mai ales în zonele joase de relief din sudul țării. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări la munte, în Banat, Crișana, Moldova și Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, ușor mai ridicate în sudul Banatului, dar și mai coborâte spre minus 6 grade în estul Transilvaniei. În București, cerul va fi variabil, iar spre dimineață vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 1-3 grade. Mâine vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit la această dată în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, mai mult noros în Banat, Crișana și Maramureș, unde pe arii restrânse va ploa slab, iar în zonele joase de relief din restul țării, dimineața izolat va fi ceață. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări la munte, în Banat, Crișana, Moldova, Dobrogea și doar izolat în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 20 de grade. În capitală, vremea va fi deosebit de caldă, cu o temperatură maximă care se va situa în jurul valorii de 17 grade. Cerul va fi variabil, cu unele înorări și condiții de ceață dimineața. Vântul va sufla în general slab. La munte, vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul variabil se va înora treptat și cu precădere noaptea va ploua în Carpații Occidentali, local în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali. La altitudini mari, trecător vor fi și ninsori slabe sau lapoviță. Vântul va prezenta intensificări cu viteze mai mari pe crestele.